Mai Godroja and the Blue Spirit la Neața. Domnule, vă rog un loc pe canapea. Domnilor, bună dimineața. Bine ați venit în platoul nostru. Unii ați mai fost, alții pentru prima dată. Bună dimineața. Bună dimineața. Bine, bine te-am găsit. Mike, e un fel de Born in the USA, varianta mioritică, nu? Da, așa, practic, a început toată ideea acestei piese cam acum un an, când fiul meu, în clasa a noua, un fan înrăit al Apple Music și tot ce înseamnă streaming, a umblat în discoteca mea de viniluri și l-am văzut stând în pat, în pijama, cu coperta albumului lui Bruce Springsteen, ascultând, evident, de pe iPhone piesele. El ascultat de pe iPhone, dar se uita pe vinilul. Da, da, da. Și la un moment dat Alexandru zice: uite, tată, poate ar trebui să faci și tu un album așa. Și a zis că așa cum. Uite, ceva care să spună povestea despre noi și să nu ne mai fie rușine. Mm-hmm. Adică cum să nu ne fie rușine, Alexandru? Păi tu nu vezi că toată lumea spune că în România e nasol, că noi nu suntem stare de nimic, că ăștia de la Uniunea Europeană ne trec întotdeauna în Liga a doua sau a treia. Fă ceva care să vedem și partea plină a paharului. Mm-hmm. Și am zis, ia uite ce idee de la un puști. Da. Un puști de 16 ani. De unde ți-a venit și asta cu iPhone și cu Zonac, nu? Exact, adică, de acolo, da, exact, exact. Vine în copilăria lui, da. cu a ta copilărie, da. Da. Și atunci a ieșit această piesă care s-a transformat într-un proiect de album, într-un spectacol. Și povestea, începând din momentul ăsta, începe pentru că am prezentat-o practic în premieră la tine. Da, mulțumim tare mult, știi că ne ești drag, că ne sunteți dragi. Ai multă treabă în luna noiembrie, dar și decembrie. Mâine ai o treabă interesantă de anunțat. Da, mâine este la Târgu Mureș un festival deja tradițional de blues, unde vor fi o serie de artiști de vârf de la noi din țară. Unul dintre ei, de exemplu, este cunoscutul muzicuțist Marcean Petrescu. Vecinul nostru, că stă la doi pași de noi. Așa, așa, exact. Și noi acolo mergem cu un spectacol care l-are încoptat pe actorul de la Teatrul Național, Eugen Cristea, și este povestea diavolului și a lui Robert Johnson. Dacă ți-aduci aminte filmul la Crossroads, cu băiatul ăla care cânta la chitară, s-a întrecut cu Steve Vai într-un club, da, și până la urmă a câștigat băiatul, da, era de fapt povestea căutării pieselor lui Robert Johnson. Robert Johnson este un personaj foarte des folosit de cinematografia americană. Un alt film celebru este Oh Brother, Where Art Thou? Cu George Clooney, mm-hmm, și Turturro, mm-hmm, de exemplu. E, asta prezentăm noi mâine și în celelalte spectacole facem, să zicem, primele puneri în scenă ale spectacolului Născut în România, care de fapt preced lansarea albumului nostru, pe care, iată, lucrăm acum în studio. Pe 5 decembrie, ora 19, la Ploiești, noul spectacol Născut în România. Până atunci, pe 4, mâine, la Târgu Mureș, și pe 25, la Bluzău Festival. La Bluzău, da. Aici, aproape la noi, la Buzău, sau e doar o coincidență? E la Buzău, Bluzău, evident, da. Mi-a luat un Bluzău de la Buzău. Acolo prindeți gașca asta spectaculoasă, Mai Godroja and the Blue Spirit. Și aș vrea, dacă se poate, să-i prezint și pe colegii mei, pentru că e o formație de muzicieni foarte creativi. La tobe este Vali Vătuiu. La claviaturi este un excelent pianist și hamondist, îl cheamă Dorian Pârvu. La chitară acustice și alte instrumente, Alin Păun, și la chitară, Călin Grigoriu. Le mulțumim și lor tare mult. Mai, te invit ca de obicei să ai o viață frumoasă.